Salutare! Asculți podcastul Românul.eu de astăzi, joi 4 iunie 2020. Sunt Felix Damian și acestea sunt principalele știri ale acestei zile. Justiția spaniolă a emis prima sentință împotriva autorităților publice pentru lipsa de protecție a personalului medical. Doar 5% dintre locuitorii Spaniei au dezvoltat anticorpi care să-i protejeze de COVID-19. Guvernul german a aprobat un plan de reactivare economică în valoare de 130 de miliarde de euro. Spania își va deschide frontierele cu Franța și Portugalia de la 1 iulie, iar Ministerul Afacerilor Externe din România a adus în țară 192 de români din Germania și Austria. Justiția spaniolă a emis prima sentință împotriva autorităților publice pentru lipsa de protecție a personalului medical. Un tribunal din Teruel a condamnat guvernul regiunii Aragon pentru că a pus în pericol viața, integritatea fizică și sănătatea angajaților sanitari din regiune. Instanța a decis că administrația regională a încălcat drepturile muncitorilor și angajaților publici din provincia Teruel și legea protecției muncii, prin faptul că nu a asigurat echipamente de protecție față de virusul SARS-CoV-2. Sentința stabilește că pandemia nu este o situație de forță majoră, imprevizibilă și inevitabilă. Doar 5% dintre locuitorii Spaniei au dezvoltat anticorpi care să-i protejeze de viitoare infectări cu noul coronavirus. Ministerul spaniol al Sănătății a stabilit că după cele două studii realizate în contextul expansiunii virusului, în Spania s-au infectat 5,2% din locuitori. La ultimul studiu au participat 63.000 de persoane, cărora le-a fost măsurat nivelul imunității față de COVID-19. Guvernul german a aprobat un plan de reactivare economică cu fonduri de 130 de miliarde de euro. Finanțările vor fi destinate pentru familii, administrații locale și prevede o reducere a impozitelor. Planul de reactivare economică a fost aprobat în urma unui acord între principalele formațiuni politice și include, între altele, pentru familii un ajutor de 300 de euro pentru fiecare copil. Se anunță și o scădere a TVA-ului de la 19% la 16% și pe cel redus în mod obișnuit de la 7% la 5%, începând de la 1 iulie și până la finalul anului. Spania își va deschide frontierele cu Franța și Portugalia de la 1 iulie. Guvernul de la Madrid a fost nevoit să rectifice astăzi după ce ministrul Industriei, Comerțului și Turismului, Reyes Maroto, a afirmat că restricțiile aplicate la granițe urmau să fie ridicate în 22 iunie. Spania se pregătește să primească turiști străini de la 1 iulie, după finalizarea restricțiilor impuse pe timpul stării de urgență, care se va încheia pe 21 iunie. După această dată, executivul spaniol va pune totuși în mișcare o serie de coridoare pentru mai mulți turiști străini ca să poată face un experiment înainte de deschiderea granițelor la 1 iulie. Ministerul Afacerilor Externe din România a facilitat revenirea în țară a 192 de cetățeni români din Germania și Austria. Este vorba de compatrioți care au fost afectați de măsurile de restrângere a transportului aerian adoptate în contextul pandemiei de COVID-19. Printre cetățenii români repatriați din Germania se numără persoane aflate în tranzit, revenite din Statele Unite ale Americii, Canada și Marea Britanie, precum și un caz medical. Repatrierea a fost asigurată cu două curse aeriene speciale, operate de compania Tarom pe rutele București-München-Frankfurt și București-Viena. Cu acest prilej au revenit în țara noastră și 9 cetățeni străini rezidenți în România. Acestea au fost principalele noutăți de astăzi. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele informații, caută Românul Podcast pe Spotify sau pe Apple Podcasts și abonează-te la știrile noastre zilnice sau urmărește-ne pe Românul.eu.